declar următoarele. Fracțiunea noastră este prezentă la această ședință, care este convocată de domnul primar general. Fracțiunea noastră are de gând să voteze drept bază proiectul ordinii de zi care ne este prezentat de domnul primar general. Fracțiunea PPM nu va admite ca la ședința de azi să se facă speculații de 5 bănuți cu pretinsă geopolitică. În caz contrar, fracțiunea PPM va pleca din sală, deoarece noi nu vrem să participăm la asemenea spectacole. Vă mulțumim! Onorată asistență, stimați jurnaliști, au fost făcute niște declarații aberante la începutul ședinței de azi. Să știți că aici nu se face, este Consiliul Municipal Chișinău, nu se face geopolitică, pentru că noi cu geopolitica de 10 ani încoace am adus Chișinăul, eu n-am calificative, însă orașul ăsta degradează și primarul Chișinăului conștient distruge orașul. De aceea aici nu este loc pentru geopolitică. Fracțiunea partidului nostru a declarat de la bun început că vom vota strict pe proiect, fără geopolitică, fără cum se numește limba, fără cine suntem și așa mai departe. Aceste trei elemente sunt periferice, neimportante. Eu foarte mult sper și mă uit în ochii dumneavoastră că aici ne avem cei care realmente vrem să lucrăm pentru oraș, pentru chișinăuieni, pentru că pentru asta am fost votați. Singurul scop pentru care suntem aici, ca acest oraș să arate mai confortabil pentru toată lumea. Pentru oameni de diferită opțiune politică, pentru copii, pentru bătrâni, pentru tineri, pentru adulți. Pentru toată lumea, repet. Spații liberi să fie spații diversi, orașul să arate oraș. Atât. Restul le vedeți singuri pe toți, începând cu gheretele, construcțiile, drumurile. Trăim într-un oraș și vedem ce se întâmplă în acest sens. Dacă putem să-l facem mai bun, haideți să depunem eforturi pe comun acord. Vă mulțumesc mult! Разделяй, властвуй, сау импорцештеш и кондучи. Принципио честа ной алкунаштем и мулти ань, луми алкунаште и тева миленевль. Яте, че я он целег, тот тимпу кы практичип, а ич лошадинцеле, а честа, луми он целег позиция кондучери примарии, шеку регрет, ку лежер у ностри, ин партиду либерал. Trebuie să împărțim și iarăși să construim în spații verzi, să construim înăuntru cartierelor, să construim ghirete, să prelungim arenda ghiretelor acestea, să dăm în folosință, nicătând că nu ne-am înțeles la comisie că nu facem lucrul acesta, asociațiilor de proprietarilor apartamentelor privatizate și mai departe și mai departe. Dar nu rezolvăm problemele orașului. Fracțiunea noastră câteva luni a pus câteva proiecte de decizii foarte importante pentru oraș. Este vorba despre unele restricții în construcție. Este vorba de sistemul de conducere a primăriei care trebuie să fie его нужно давно усовершенствовать и мы дали такие предложения. Este vorba de prelucrare deșeurilor. Este creată o catastrofă ecologică în oraș. Dar despre ce noi vorbim aici? Noi vorbim despre aceea să formăm careva majoritate. Nu trebuie majoritatea aici la nivel local, formate în principii politice. Noi trebuie să avem aici, eu sunt de acord cu domnul Ștefăniță, o majoritate pentru Chișinău. Și fracțiunea noastră, Partidul Comuniștilor și acelor fără de partid, a să lupte numai în domeniul acesta. Vă mulțumesc!